calitatea câmpia de Caraș, stând așezat de când am sosit în mijlocul dumneavoastră, m-am gândit în câte localități cu numele ăsta am fost la noi în țară. Și mi-am adus aminte de una, de Câmpia Turzii. Seara asta, Dumnezeu mi-a făcut harul și posibilitatea aceasta să fiu în cea de-a doua localitate cu numele Câmpia. Slăviți să fie Domnul! Am venit cu frați scumpi, cărora le mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a vă sluji. Știți, eu când m-am măritat la Banat, provin de undeva din județul Alba, o zonă cu dealuri, cu munți. Primul lucru care nu mi-a plăcut când m-am căsătorit, după ce m-am măritat în zona Banatului, la Jebel, m-a deranjat câmpia. Atât așez. Și știu că primele săptămâni tot am stat de vorbă cu soția și am zis, cum să facem să ne mutăm? Să ne mutăm undeva în zona noastră, a dealului. Până la urmă, soția m-a convins să rămân la Banat și acum, credeți-mă, nu m-aș mai întoarce pentru nimic în lume. În Ardea sau în altă zonă. Și dăm slavă Domnului! Amin! Cred că sunteți oameni binecuvântați de Domnul. Domnul, cred că are un plan cu noi seara asta. Amin! O să citesc doar două versete din Scriptură. Unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Predica din seara asta va avea doar două puncte. N-aș putea zice nici că e scurtă, nici că e lungă, veți vedea dumneavoastră cum va fi. Amin. Ce vreau să vă asigur de la bun început, nu e o predică, nu știu cât de teologică, de dogmatică, e o predică mai mult practică. Simplă. Amin. Cred că va fi ușor de înțeles mesajul Evangheliei în seara aceasta și vreau să vă spun că predica asta s-a născut în mintea și în inima mea din două nevoi. În urma discuțiilor purtate cu mai mulți frați în anii aceștia care s-au scurs, mi-am dat seama că avem două nevoi esențiale. V-aș invita și să vă ridicați din respect pentru cuvântul Domnului. Și pentru început aș vrea să deschidem în cartea Proverbele, capitolul 13, cu același verset. Versetul 13. Cineva va zice, poate în seara asta, mă, de două ori 13. Știți? În mintea multor români, cifra 13 sună a ghinion. Dați-mi voie să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu nu-i ghinion pentru noi, e ha. Slăviți să fie Domnul. Însă, vreau să trag un semnal de alarmă de la bun început și să vă spun, cei ce se regăsesc în prima parte a versetului 13, dacă vor rămâne în categoria aceasta, pentru ei va fi cu ghinion la urmă. La finalul istoriei vieții lor. Seara asta Dumnezeu e bun, Amin. Îți dă har și îți dă o șansă să schimbi direcția drumului tău. Și Proverbe 13 cu 13. Și dacă te afli în prima parte a acestui verset, poți să iei o decizie în seara asta. Și să faci parte din cealaltă categorie, din partea a doua versetului. Ascultați ce spune în Proverbele 13 cu 13. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde. Adică pentru oamenii ăștia va fi un mare ghinion. La urmă. Dacă toată viața lor vor ne socoti Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Da, spune înțeleptul, cine se teme de poruncă, adică cel ce are respect profund față de poruncile lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, este, zice Dumnezeu, prin acest autor al cuvântului, omul acela este răsplătit. Amin. Vedeți, la urma urmei, când se trage linia finală, unii vor fi pierduți. O zis, ce atâta Biblie, ce atâta biserică, ce atâta cuvânt din partea lui Dumnezeu, lasă, cartea asta e veche și demodată
Și ori ne socotim cuvântul lui Dumnezeu. Și se vor pierde. Ceilalți care au cinstit cuvântul Domnului, au respect față de El, fac ceea ce le cere Domnul, la urmă vor fi răsplătiți. Mai vă țin puțin pe picioare, vreau să mai citim și din Epistola către Evrei, de la capitolul 10, vom citi versetul 25. Evrei 10 cu 25, 1182, pentru cei ce vreți să urmăriți acest cuvânt, el sună astfel. Evrei 10 cu 25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Asta nu se referă la faptul că eu, în loc să fiu în seara asta la Betania și Jebel, am venit la dumneavoastră la Câmpia, că mi-am părăsit biserica. Eu am venit în seara asta să slujesc. Amin. Să proclam împărăția lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Dar sunt unii care cândva au făcut parte din biserica Domnului Iisus. Și au părăsit biserica. Și nu mai sunt parte cu biserica la închinare. Și cuvântul zice să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Nu ziua de luni dimineața. Nu ziua în care îți planifici să mergi în concediu. Ci ziua când Domnul Iisus va reveni. Amin. Ziua asta se apropie. Ești pregătit pentru ea? În seara asta să ne rugăm Domnul să ne dea cuvânt. Parcă aș vrea să ne mai rugăm. Nu trebuie să ne rugăm lung, dar să ne rugăm simplu și profund. Să spunem, Doamne, aici suntem copiii Tăi. Aici suntem prieteni ai Evangheliei. Doamne, seara asta atinge-ne cu al Tău cuvânt. Doamne, seara asta zi ceva pentru noi. Doamne, Duhul Tău să lucreze în noi. Haide să ne unim glasul cu Doamne. Te slăvim pe Tine, Doamne. Cu mai mulți ani în urmă, un frate pastor din București, nu-i dau numele acestui frate, nici nu știu dacă trăiește încă sau a plecat la cele veșnice, nu vă spun nici biserica din care făcea parte, dar vreau să vă relatez următorul fapt. Omul ăsta, cu mai mulți ani în urmă, a fost întrebat de un enoriaș, un membru din biserica dânsului, zice, frate pastor, obișnuiți în fiecare zi să folosiți câte o cafea? Păstorul s-a uitat la membru din biserică și foarte sincer zice, mă frate, dacă m-ai întrebat, îți răspund deschis și direct. Ce da, folosesc. Dar îi se aprinde un beculeț acelui păstor și se uită la membru care l-a întrebat și zice, auzi, nu-mi pui tu întrebarea asta așa doar să treacă timp. Totuși, de ce m-ai întrebat acest lucru? La care foarte sincer și acest membru din biserică, acestui păstor, îi zice, frate, am vrut să mă asigur dacă folosiți câte o cafea în fiecare zi, că și eu de obicei când vin duminica la biserică folosesc câte două ca să vă pot asculta. Acum, dincolo de amuzamentul stârnit de această întrebare, această întâmplare, nu știu că la dumneavoastră funcționează asta cu cafeaua. Nici nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră a băut astăzi două cafele ca să poată asculta predica din seara asta. Însă dați-mi voie să vă spun ceva tuturor. Ai fi putut să bei și 5 cafele, și Red Bull, și 2 litri de Coca-Cola. Dacă atunci când vii la închinare în prezența lui Dumnezeu nu e prezent Duhul Sfânt, și nu te va cerceta Duhul lui Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic. Vei pleca acasă așa cum ai venit sau se va întâmpla ca și cu o parte din cei din Corint, oamenii ăștia în loc să se facă mai buni,
veneau la biserică și plecau acasă mai rău. Ne rugăm în seara asta să lase Domnul pe Duhul Sfânt. Amin. Și în urma predicii din seara asta să ne face mai bun. Amin. Și Dumnezeu să lucrez. Amin. Dumneavoastră vedeți, în lumea în care ne-a așezat Dumnezeu, există lucruri de valoare, dar există, noi oamenii știm, și lucruri fără valoare. Și nu despre aceste lucruri fără valoare am să vă predic în seara aceasta, ci despre acele lucruri de valoare, dar vreau să vă gați de seamă următorul fapt. Aceste lucruri de valoare despre care voi predica în seara aceasta, au început în ultimii ani, în ultima perioadă, să-și piardă din însemnătate și din importanță în ochii oamenilor. Dacă pentru lucrurile despre care voi predica în această seară, unii au plătit scump, unii chiar cu viața lor în regimul trecut, sunt alții care astăzi se tratează cu așa mare lejeritate, cu așa mare ignoranță. Și predica din seara asta are titlul Lucruri care nu mai sunt prețuite la adevărata valoare. Lucruri care nu mai sunt prețuite la adevărata valoare. Știți care e primul dintre ele despre care vom vorbi în seara asta? Este Biblia. Trebuie să recunoaștem foarte sincer în seara aceasta că mulți nu mai prețuiesc Biblia la adevărata ei valoare. Dacă întreb românul de știrile de la ora 5, de la Pro TV, îți spune, zice, s-o mai spart o casă, nu știu cine a mai produs un vior, s-a mai îmbolnăvit nu știu care, nu știu ce star, zice, e la spital internat și... Românul care știe ce scrie pe Hot News, pe Busy Day, ziarul local, dar nu mai prea știm ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut o dată pe unul tânăr, 20 un pic de ani, trebuia să caute Psalmul 23 și el căuta undeva prin Noul Testament. Când am văzut să îmi pun mâinile în cap, să mă trag de păr în sus, mă, la zică, poate că psalmii la el sunt la sfârșitul Bibliei, după Apocalipsa, că am mai văzut traduceri în care psalmii sunt la urmă. Dacă ei am văzut Biblia în cele din urmă, mi-a dat seama că și în traducerea lui, psalmii erau la mijlocul Bibliei. Și el căuta psalmul 23, undeva printre epistole, Noul Testament, de la 20 un pic de ani. Mi-am dat seama, la sfârșitul anului 2020, era în plină pandemie, că avem nevoie de ceva ca biserică. Și cum am început anul 2021, am implementat următorul proiect la noi, Biserica Pentecostală din Jebel. Să citim cu toată adunarea întreaga Biblie pe parcursul anului 2021. Și mulțumim Domnului că ne-a ajutat la acest proiect. Știți, avem prea multe Biblii necitite. Prea multe Biblii pe care s-a depus praf. Prea multe Biblii lăsate acasă când noi venim la biserică să ne închinăm lui Dumnezeu. Interesant, când te urci la volanul unei mașini și ai un traseu de parcurs, nu-ți uiți carnetul de șofer acasă. Sau foarte rar se poate întâmpla cuiva asta. Interesant că elevul merge la școală cu cărțile în ghiozdan și cu caietele pe care trebuie să scrie. Nu ne prea uităm telefonul, oriunde mergi, e cu noi. Dar Biblia? Știți ce a zis un om al lui Dumnezeu într-un împrejurat? Zice, mă tem că praful de pe Biblia noastră ne va face praf într-o bună zi.
Vedeți, dacă nu ne bem cafeluța într-o dimineață, nu mâncăm, că la amiază avem migrene, simțim că se învârte pământul cu noi, simțim că ne pierdem echilibru, ne doare capul, dar oare sufletul ne doare, întreb în seara asta, lipsindu-l de Biblie, de cel mai important cuvânt, nu al omului, ci cuvântul lui Dumnezeu? Amin, da. Dumneata-ți imaginezi ceva în seara asta? Dacă ai mâncat la fel de rar cum citești din Biblie, o-ți imaginezi cum ți-a arătat trupul? Cât de subnutrit ai fi? În ce hal, fără de hal, să fie iertată expresia în seara asta, dar în ce hal, fără de hal, am arătat? Dacă la fel de rar am mâncat, după cum studiem și aprofundăm Cuvântul lui Dumnezeu, am avut un coleg la ITP și când spun ITP nu mă refer la Inspecția Tehnică Periodică, ci la Institutul Teologic Pentecostal din București. Colegul ăsta, în timpul studenției, a plecat în misiune în India pentru o perioadă de timp. La plecare, Emi al nostru foarte arătos. 80 și ceva de kilograme spre 90. Roșu la față, arăta bine. Când s-a întors din misiunea din India, slăbise foarte mult. Ne-am uitat la fața lui, părea de nerecunoscut. Postise și de voie și de nevoie. Și când ne-am uitat la el, să nu-l recunoști. De ce vă dau acest exemplu în această seară? Fiindcă spiritual mulți, așa suntem. De nerecunoscut. Crezi că sufletul dumitale arată mai bine fără Biblie? Dacă ai putea să faci sufletului tău un selfie, că toți suntem generația selfie, să-i faci un selfie, o poză sufletului tău în seara asta. Îți poți imagina cât de alenic ți-ar arăta sufletul în poza aceea? Așa m-am bucurat la începutul 2020 când mi-a zis nevastă mea un grup din surori din biserica noastră s-au hotărât să citească toată Biblia. Oarecum și asta m-a motivat la proiectul ce l-am avut în anul următor, în 2021. Și eram bucuros și entuziast. Domnul e interesant și-a făcut el un grup pe WhatsApp, hotărâte să citească Biblia. După o perioadă de timp, o întreb pe nevastă mea cum stă cu cititul Sfintelor Scripturi, o văd că dă din cap, pleacă capul și zice, am rămas un pic în urmă cu citit. Dar zic celălalt, e surori, poștii, și dintre ele au rămas în urmă, o parte s-au oprit. Nu mai continuu. Mi-am dat seama că generația noastră avem o problemă și problema noastră este inconsecvență. Încep câte un lucru entuziasmat. Domnule, trebuie să facem, ne pornim la drum. Și după aia ne oprim din tot acolo. Bine am decis noi. Am luat o hotărâre bună, oare ne putem ține de ceea ce am hotărât? Știți ce spunea inventatorul mașinii Ford? Henry Ford. Cineva l-a întrebat pe Henry. Care e cheia din spatele succesului său de a reușit în viață multe lucruri? Și a zis el, cheia succesului e dacă începi în viață un lucru bun, termină-l. Adică tot la bun sfârșit. Ne-a mai revenit când spre finalul anului soția mi-a zis, zice, să știi că Dumnezeu m-a ajutat să recuperez cu cititul Bibliei. Și voi ajunge cu ajutorul lui să citesc toată Biblia și zice și alte surori. La fel și am zis, extraordinar. Un lucru bun. Știți de ce am o admirație pentru cei care participă la concursul Talentul Negoț? Sunt copii care participă la concursul ăsta biblic de mici. Pentru că ei au ocazia să cunoască Scriptura încă de mici. La fel ca unul din Biblie pe nume Timotei.
Să vă spun de ce trăim un creștinism atât de rece, așa de apatic, vă spun de ce în seara asta. N-ați băgat de seamă că dragostea creștinilor față de Biblie în ultima vreme seamănă mai mult cu frigiderul decât cu cuptorul cu microunde. În loc să avem o dragoste fierbinte față de-a Domnului cuvânt, dragostea noastră este din ce în ce mai betonată, mai rece. Zice că din pricina mulțirii fără de legii, spunea Mântuitorul Iisus într-o împrejurare, dragostea celor mai mulți se va răci. Ne-am pus noi întrebarea de ce se mulțește fără de legea asta păcatul. Știți că Dumnezeu ne dă răspuns în Biblie? Din cauza faptului că oamenii neglijează din ce în ce mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spunea unul din psalmiști? Zicea el, strâng cuvântul tău unde? În inima mea. Ca să nu? Păcătuiesc. Ca să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Știți la ce constatare am ajuns? Cu cât inima noastră, interiorul nostru e mai gol de Cuvântul lui Dumnezeu, cu atât trupul ăsta nostru va fi mai plin, mai încărcat de păcat. Și cu cât noi ne apropiem mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, îl asimilăm, îl strângem, îl înmagazinăm în noi, ne ținem mai la distanță de ceea ce înseamnă rău. Fără de lege. Păcat. M-a întrebat cineva, cum știm cât de valoros e Dumnezeu pentru noi? Răspunsul e simplu. Și vă spun și dumneavoastră în seara asta. Atâta cât valorează Biblia pentru cineva, atâta valorează și Dumnezeul Bibliei. Da. Pentru acea persoană. Locul ce îl ocupă Cuvântul lui Dumnezeu în viața unei persoane, același loc îl ocupă și Dumnezeu, autorul acestui cuvânt. Hai să vă dau un exemplu din viața reală, ca să pricepem mai bine lucrul acesta. Să zicem că o tânără e îndrăgostită de un băiat, vorbește cu el de ceva vreme, au planificat căsătoria, numai că băiatul ăsta e de undeva de departe. Într-o zi băiatul nostru, așa cum se practica mai de mult, o să mă însătura să tot scriu mesaje pe WhatsApp, să vorbim la telefon. Hai să-i fac o surpriză, prietene mea, să-i scriu o scrisoare. Și scrie el o scrisoare de câteva pagini, o pune într-un plic și o trimite undeva de departe, de unde este el. Peste ceva timp ajunge scrisoarea, poștașul o ia și o duce la persoana respectivă. Și ajunge scrisoarea. Și când se uită tânăra fată, vede plicul de la... Mă, prietenul ăsta meu nu știe. Păi eu numai ce am terminat de făcut mâncarea, uite, m-a sunat cea mai bună prietenă, trebuie să mă duc până la ea. Mâine de dimineață trebuie să merg la lucru. Am atâtea și atâtea pe agenda mea de rezolvat, ia că iau eu scrisoarea asta, o pun aici într-un sertar și să văd câteva zile mai târziu dacă am timp să o citesc și să-i răspund înapoi. Vă întreb în seara asta, ce loc credeți că ocupă acel băiat în viața acelei fete? Locul care îl ocupă și scrisoarea respectivă. Adică un loc neimportant, nevaloros. Am te întreb, dumneata crezi că o asemenea relație va funcționa? Crezi că o asemenea relație va avea succes? Va fi binecuvântată? Va sfârși bine? Răspunsul e unul singur. N-are cum. Păi și cum credem noi că relația cu Dumnezeu va rezista în timp, va funcționa, va merge bine și fără cuvântul Lui, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi oamenii? Va rezista o asemenea relație dintre om și Dumnezeu?
mai devreme sau mai târziu, fără Biblie, acea relație se va prăbuși. Oameni buni, frați, surori, prieteni ai Evangheliei, să reținem acest adevăr în seara asta. Ce loc ocupă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, acel loc îl ocupă și Dumnezeu. Amin. Să nu ne înșelăm că e altfel. E Biblia pe locul 5 în viața ta? Să știi că același loc îl ocupă și Dumnezeu. E Biblia pe locul 10, 20, un loc neimportant? Să nu crezi că Dumnezeul Bibliei e important pentru tine. Dacă Biblia este neimportantă, dacă ignori cuvântul, îl nesocotești. Așadar, vorbim de lucruri care nu mai sunt prețuite la adevărata valoare. Și primul dintre ele este Biblia. Al doilea punct a predicii din seara asta, tot cum începe, știți, mi-am mai dat seama că mai e ceva că am neglijat în vremea asta. Ignorat de unii și tratat așa cum n-ar trebui. Știți care e? Tot cuvântul. Biserica. Nu doar Biblia, biserica. Am avut ocazia, Dumnezeu mi-a făcut parte de harul ăsta în ultimii ani să fiu în mai multe țări din Europa. A fost undeva la vreo 16 țări. Au fost zone în care unii păstori mi-arătau și ce aveți. Aici s-adunau cu miile. Predica nu știu ce mare predicat al cuvântului în urmă. Acum, zice, locul ăsta nu-i mai biserică. Mă și miram. Loc de business, de dezmărți. Transformată câte o biserică într-un loc de plăceri ieftine. Dar mi-a dat seama, zic, mă, să nu mă gândesc la alții. Mă gândesc la ai noștri, de la noi din țară. Văd atâtea biserici cu tineri triști, cu oameni care nu mai iubesc biserica, cu oameni care se plicti la biserică. M-a îngrozit unul când l-am auzit odată. O zis că el la biserică, auzi, se simte ca în junglă. Ăsta în viața lui nu a fost într-o junglă, o fi văzut la TV, o fi citit undeva într-o carte și o imagina el cum o fi și o zis, eu la biserică mă simt ca în junglă, Domnule. Sunt unii care tot ce fac din inerție un fel de obicei, a doua natură, un creștinism ieftin, de surogat. Știți ce mă doare? Și de ce sunt așa deschis și direct cu dumneavoastră? Că biserica nu mai este un loc iubit ca altădată. Spunea salmistul David într-o împrejurare în Psalmul 28:6, Doamne, zicea el, eu iubesc locașul casei tale. Sau fiii lui Core în Psalmul 84, versetul 1, spuneau cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Adică nici nu aveau cuvinte să exprime ce însemnătate avea locașul lui Dumnezeu pentru ei. Nu știu când am venit noi ultima dată la biserică și în rugăciunea noastră să exprimăm ceva de felul următor. Doamne, Tu știi, așa de mult iubesc eu locul ăsta. Mi-a fost așa de dor să ajung aici în casa Ta, Doamne. Așa o plăcere, o satisfacție, așa o bucurie am când vin la întâlnirea cu Tine. Spunea salmistul în Psalmul 122:1, mă bucur, auziți? Mă bucur când mi se zice, hai de unde? Hai că acum weekend e întâlnire la club. Hai, zice, ne întâlnim câteva prietene sau câțiva prieteni. Mai dăm un chef să ne simțim bine. Salmistul spunea, mă bucur că mi se zice, haide la casa Domnului. Imaginează, aveți întâlnire peste săptămână, așa? Într-o seară, când e întâlnire aici, treci un creștin pe stradă, vine spre biserică și te oprește pe dumneata, soră sau frate, în Domn, uite, nu vin seara asta la biserică. Și spui, mă, cum n-aș veni, dar atâtea avem de făcut acum.
atâtea activități. Sunt mulți care zic, nu avem timp. Eu știu, pe unii era pandemia în vogă, 2020, și ei trebuia să vină în carantină și au făcut ei cumva cum... Și s-au dus la shopping, la cumpărături, ei trebuia să vină acasă. Și omul zice, n-am timp de biserică. Interesant, postează cineva o poză pe Facebook și te uiți la toate cele 50 și nu știu cât de comentarii le-ai citit, ai dat un like, scris și dumneata un comentariu. Avem timp să citim zeci de comentarii pe WhatsApp în fiecare zi, poate pe Telegram. Ne mai uităm și la știri seara. Și când e vorba de biserică, știți ce spun cei mai mulți? Mă, noi am iubit biserica ta, nu? Ați întâlnit vreunul să zică, să vrea patronul să-i dea concediu. Și o să zică, auzi, șefule, eu m-am săturat de atâta concediu în anii trecuți. Uite, anul ăsta nu mai vreau să-mi iau concediu. Eu vreau să muncesc pe brânci. Pomul avea apucă să-și ia concediu, să se ducă și el să se relaxeze un pic, să iasă din tumultul vieții acesteia. Ați întâlnit vreun român sau româncă, omul să aibă sportul lui rege preferat, fotbalul. Sau doamna, știu eu, telenovela, nu știu care, de seară, să spune, n-am timp să mă uit la televizor. S-a dus unul odată, supărat de numai, s-a dus la un frate păstor, nu știu ce s-a întâmplat cu nevastă mea asta. Când ne-am căsătorit, tot era roz, grozav. Și acum și-au făcut un obicei de ceva timp, zice, fiecare seară se uită la telenovelă. Dar zice, nu la una, de la două în sus. Și tot i-am zis și n-am ce să fac, nu pot să comunic cu ea. Nu mai prea avem ce vorbi, zice, uite, am venit la matale, păstor, să-mi dai un sfat, o soluție. Ce să fac? Păstorul nostru zice, frate, eu știu ce să spun, da? Dacă ți-o zice, te-ai supărat de numai. Păi zice, de-aia am venit la matale, să-mi dai un sfat, ceva, indiferent ce mai spune, la ce? Zice, nevastă la televizor, să uita la telenovele, sau pe calculator, pe telefon. Zice, la televizor. În fiecare seară. Păi auzi, zice, singura soluție ar fi să faci cumva să dai televizorul afară din casă. La care omul nostru zice, păi să știți că m-am gândit și eu, frate păstor, cam asta ar fi singura soluție. Dar zice, numai să treacă campionatul mondial. Că mulți ar vrea să se schimbă nevastă. Și soția zice, dacă s-ar putea schimba soțul. Și părinții zic, dacă s-ar schimba copii și copiii zic, dacă s-ar schimba ceilalți copii. Și există un soi de ipocrizie, de fățărnicie la mijloc. Oameni despre care Dumnezeu a zis, vai de voi, fățărnicilor! Nu vi se pare că creștinismul nostru e mai mult așa, un fel de second hand? De duzină? Un fel de surogat? Un creștinism obosit? Uitați-vă dumneavoastră, duminica a ajuns o zi aproape ca oricare alta din săptămână. Magazinele mari, supermarketurile deschise, duminica zi de lucru, jocurile sportive în vogă, târgul uneori duminica. Și românul are așa o paletă foarte largă de oferte. Zice, mă pot duce și acolo, și acolo. Pot urmărea așa online, slujba. Stau liniștită și liniștită acasă. Ba, pentru unii, duminica e zi de lucru. Trebuie să muncească. Alții zic, mă, muncim de lunea până sâmbătă seara. Păi când mai stăm și noi cu familia, cu copii? Uite, duminica numai bine ne mai odihnim un pic. Ieșim cu copii într-un parc, mai povestim. Mai la iarbă verde. Că n-avem când. Că muncim, spun ei, până ne iasă pe om. Acum
acum vreau să vă conștientizez de un lucru seara asta. Dumneavoastră știți că o săptămână are 168 de ore. Și din 168 de ore, cam cât punem noi deoparte pentru Domnul? Păi să nu fim în stare, mă, ca 7 ore pe săptămână. Duminica să zicem vreo 5 și încă vreo 2. În cursul săptămânii. Nici măcar atâta din 168 de ore. Dar știți ce zic unii? Biserica nu m-a ajutat cu nimic. Mă descurc și fără biserică. Bai, mai aud pe unii spunând, la biserică sunt, Domnule, prea mulți creștini ipocriți. Una zic și alta fac. Biserica, zic foarte mult de departe de așteptările mele. Mă descurc și fără. Nu știu câți ați auzit de Craig Groșă. Omul ăsta are o scriere intitulată Să crezi în Dumnezeu, dar să trăiești ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Și spunea Craig, zice, într-o zi mi-a luat nevasta, m-am dus la un restaurant, zice, am comandat un cheeseburger, ia o salată, ne-am așezat la masă, a venit chelnerul, ne-a dus ceea ce am comandat, și după ce aveam ceea ce am comandat pe masă, ne-am pus să ne rugăm. Și chelnerul, pe nume Brett, a văzut ceea ce facem și după ce ne-am rugat s-a apropiat de noi și cu gura de jumătate, ca să nu-l audă nimeni, ne-a întrebat, sunteți cumva creștini? Și cred că a zis, da. Zice, dar tu ești creștin? Ce da, sunt creștin și eu ca voi. La ce biserică mergi, l-a întrebat cred. Wow! Deci eu nu merg la nicio biserică. Cum? Ești creștin și nu mergi la nicio biserică? Și auzi ce zice Brett. S-a uitat în jur să nu-l vadă nimeni și cu gura de jumătate a zis cred, a zis Brett, că pot să fiu mai bun creștin fără biserică decât în ea. Mă descurc și fără biserică. Acum nu știu care e părerea dumneavoastră despre biserică. Nu știu ce ai crezut până în seara asta despre biserică, dar eu vreau să spun neapărat acum la final de predică. De ce ai nevoie de biserică astăzi, în 2022? Dumneata, știi că în istoria umanității va fi o zi mare. O zi în care Domnul Iisus Hristos își va răpi biserica pe credincioșii Lui din biserică. Iisus va reveni după biserica sa. Răpirea asta nu va fi una individualistă, știi? Se duce Domnul după unul din Honolulu. Ăsta nu a avut nicio treabă cu biserica Lui Hristos. Rup de biserică. Mai merge Domnul în Hawaii până în Australia, s-o gândi la cineva din Europa, vine după unul de la Câmpia, după alt, ăștia toți rupți de viața lui Bisericii lui Iisus Hristos. Nu! Biblia ne zice că Domnul îi va răpi pe credincioșii Lui care a făcut parte din biserică. Știi că atunci va conta dacă ai mers la biserică? Știi că în ziua aceea va conta dacă ai fost parte activă la viața Bisericii Domnului Iisus? Dacă te-ai închinat cu Biserica Domnului? Dacă ai slujit prin Biserica lui Dumnezeu? Dacă ai luptat pentru cauza împărăției lui Dumnezeu? Știi ce le va spune Dumnezeu la mulți în ziua aceea? Condoleanțe eterne. Plecați de la mine că nu vă cunosc. Se vor bate mușchi cu cărămida în piept și vor zice, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos dragi în numele Tău, n-am făcut nu știu ce minune, Hristos le va zice în ziua aceea. Niciodată. Ascultați-mă bine, niciodată. Nu v-am cunoscut. Știți, sunt unii predicatori care interpretează textul ăsta, zic, vedeți? Hristos nu a contrazis pe ăștia, nu a zis că n-au făcut minuni, că n-au prorocit în numele Lui. Ba da, ascultați-mă, pe față i-a contrazis. Păi ia, imaginați-vă, nu știu, Câmpia e comună sau aveți primar, n-aveți.
Ok. Localitatea în care este primar. Imaginați-vă mâine dimineață la primărie, bate la ușa primarului un domn, intră înăuntru, salută cu bună dimineața, îi se răspunde înapoi și respectiv zice, sunt cutare. Domnule primar, în numele dumneavoastră, uite, am făcut asta, în numele dumneavoastră am realizat asta, în numele dumneavoastră. Și primarul se uită și ce omule bun, scuză-mă, iartă-mă. E prima dată că eu te văd în față, eu nu știu cine ești. Noi n-am avut niciun fel de legătură, niciun fel de comuniune, de comunicare. Nu te cunosc. Cine ești, omule? Vă întreb omul respectiv, în numele primarului ar fi făcut acel lucru? Știți că mulți se bat cu cărămina în piept, că ei numele lui Iisus Hristos l-au făcut nu știu ce. Dar în ziua aceea, Domnul, spunându-le, niciodată nu l-am cunoscut. Îi descalifică din star și le spune, voi n-ați avut niciun fel de comuniune, de tangență și de părtășie cu mine. Voi, lucrătorii fără de legi, voi care ați lucrat fără de legi, acolo nu-i cuvântul și pe care unii îl introduc în text, care ați lucrat și fără de legi. N-apare cuvântul și în text. Voi care lucrați fără de legea, știi, la răpire o să fii prezent dacă faci parte real din Biserica Domnului. Domnul nu-și va răpi biserica absentă. Pe mare absentei să lăudau odată două femei cu bărbații lor. Una întrebată ce-i soțul ei, eu zic, mă, soțul meu e creștin de ziua șapte. S-a așteptat să-i dea cealaltă o replică, dar au zis, mă, acum de ziua șaptea fiind măcar, merge la biserică. Ce merge, să slăbească. Mă, așa cum o fi, dacă el o decis să fie de ziua șaptea, măcar, zice, îi creștin de ziua șaptea. Dar zice, de ce îmi spui asta? Păi cealaltă zice, să vezi soțul meu, auziți. Zice, absenteiți de ziua întâi. Ce nu poți să-l trezești duminica dimineața să se îmbrace și să vină la biserică? Mi-a zis unul într-o împrejurare, ce mă să vezi satana asta așa de șmecher, într-o sâmbătă seara, am de când a apărut TikTok-ul, zice, am dat videoclip după videoclip. Și ce când mă uit la ceas, se făcuse 3 noaptea. Mă uitasem la vreo 100 de videoclipuri. A doua zi era duminică, trebuia să vin la slujbă, să mă închid cu biserica, ce să mă pot trezi. Eram rupt de oboseală. Să știi că e important să iubești biserica Domnului. E important la modul real să lași parte din biserica lui Iisus Hristos, să prețuiești adunarea Domnului Iisus. Vedeți? Noi avem în bisericile noastre mulți membri în registru. Frate, câți membri are biserica voastră? Atâția. Da, voastră, atâția. Dar mădulare sunt puține la modul real în trupul lui Hristos, în biserica Lui. Știți cum mădular trebuie să fie viu? Știți cum mădular are un rol specific? Știți că orice mădulare este important într-un trup? Pavel a zis la un moment dat, scriindu-le celor din Corint, ochiul, zice, în 1 Corinteni 12 cu 21, nu poate, zice, mâini, n-am trebuințele tine. Nici capul, zice Pavel, n-a zis niciodată picioarelor, n-am trebuință de voi. Adică într-un trup, zice Pavel, fiecare mădulare este important. Într-un trup, fiecare mădulare are rolul lui. Fiecare mădular prezent este activ. Are viață. Știați că nu există mădulare vin afara trupului? Hai să luăm un caz ipotetic, prin absurd. Îi vine unul, ia o idee din asta năstrușnică. Ce bă, m-am săturat să am două mâini. Ia să-mi amputez eu mâini. Doamne ferește să fac careva, așa ceva. Lăm așa ipotetic cazul ăsta. Și și-am putea să o mână respectivul, zice, m-am săturat să am două mâini. Mi-ajunge unul. Și a doua zi dimineața,
pune micul dejun și el are undeva pe acolo prin casă mâna amputată. Deci, ia să servez eu micul dejun cu mâna care am amputat-o aseară. Credeți că m-a putea? De ce? Pentru că mâna aia e fără viață. E moartă. Te gândești că unul mă, dar ce să mai am doi ori? Ia să-mi scot unul. A doua zi, 30 de mesaje pe WhatsApp. Credeți că ia ochiul ăla care și l-a scos să citească mesajele de pe telefon? Nici vorbă! De ce? Fiindcă ochiul e stirpat, scos afară. A murit. Păi nu e așa și spiritual. Credeți că el, creștinul fără biserică, e mai viu decât un mădular amputat? Un creștin fără biserică, să mă iertați, dar vă spun toate vorbele Dumnezeu deschisă și un creștin fără biserică spiritual va muri. Odată unul, ăsta nu a să facă nici, nu nici într-o biserică, dar dintr-o bună curiozitate, s-a dus la o conferință undeva în zona Chesului. Acolo un predicator a ținut o predică la conferința respectivă celebră intitulată Ce înseamnă să fii așezat în brațele Domnului Isus? Și omul nostru, din curiozitate, fiind prezent la acea conferință, foarte atras el și marcat de predică. La urmă s-a dus la predicator și a zis extraordinar mesaj. Nu cred că există un loc mai sigur decât să fie așezat în brațele Domnului Isus. Deci, uite, eu nu fac parte din nicio biserică. O recunoscut omul sincer, ce am venit din curiozitate la întâlnirea asta. Dar zice, m-am marcat serios predica dumneavoastră. Deci, nu cred că e un loc mai sigur ca ăsta. Să fim brațele Domnului. La care predicatorul zice, așa e, ai dreptate, dar nu-i suficient. Și vă citesc. Există ceva, a zis predicatorul, mai sigur decât a fi în brațele Domnului. Noi trebuie să fim mădulare în trupul Domnului, nu doar în brațele Lui. A fi în trupul Domnului, adică în biserica Lui, e mult mai sigur decât a fi în brațele Lui. Vezi, a zis acel predicator, Hristos te ține în brațele Lui o vreme. Dar dacă El vede că ție nu-ți pasă de biserica Lui, instituită de El, îți va da drumul din brațul Lui. Și spunea acest predicator, când te lasă Hristos din brațul Lui, te prăpădești. De-a bine. Avem nevoie de biserică. Ce zic? Amin. Dumneavoastră știți că la ora asta în România avem peste 400 de spitale și peste 18.000 de biserici. Și mulți zic, avem catedrale și n-avem spitale. Știți ce e interesant? Din păcate, bisericile se cam golesc. Am crezut că pandemia asta duce ceva bun. Și oamenii abia vor dori să vină, să se bucure. Am alergat mult în țară la noi. Și văd un creștinism din ce în ce mai apatic și mai rece. Mai disprețuitor față de biserică. Să vă spun de ce avem atâția bolnavi în țara asta. Pentru că oamenii au preferat mai mult spital decât biserica. I-am zis la unul în 2020, în plină pandemie, omul nostru bolnav, nu de COVID. Trebuie să fim și înțelepți. N-avea COVID, avea o altă boală mai veche. Zic, omule bun, nu vrei să vii la biserică, să ne rugăm pentru dumneata. Uite, Dumnezeu e viu, a făcut minuni, lucrează și astăzi. Știi ce mi-a zis? Acum biserica, mă, nu. Am amit de mers la biserică. Trece ceva timp și aflu că omul nostru se internase la spital. Mai trece o perioadă de timp, aud că din ce în ce mai rău, până într-o zi primesc veste. A murit. De mers la spital s-a putut.
S-a dus să se trateze și nu i s-a rezolvat problema. La biserică a zis, acum, acum nu-i de noi la biserică. Ne plângem că avem biserică și n-avem spitale. O fi, nu zic. Poate fi așa, poate nu. Însă vă spun ceva profetic în seara asta. Mă, că nu m-am declarat niciodată profetul Domnului. Sunt chemat să predic Evanghelia, dar vă spun ceva profetic în seara asta. Dacă bisericile s-ar umple la modul serios și oamenii ar fi căutători sinceri de Dumnezeu, spitalele s-ar goli. Dumnezeu ar mai deschide ochii orbilor, urechi resurselor. Dumnezeu ar mai pune o logică pe picioare, ar învia chiar din morți. Fiindcă Dumnezeu are putere, slăvit să fie numele Lui. Dar omul știe ce face. Cartea asta o ține închisă. Carte veche, zic mulți. Că mă dat. La biserică să mă duc. Știți cum se întâmplă cu cei mai mulți? Exact ca în povestea ce am citit-o eu într-o carte cu hoțul ăla care te fură fără să te jefuiască. Se spune că cu mulți ani în urmă un hoț din ăsta tipace a intrat într-un magazin. Nu era pe atunci casă de marcat, nici camere de filmat. Și-o zis el, nu iau nimic, schimb numai prețul produselor. Și la produsele de valoare le-a pus un preț cât mai mic. Și la alea cu preț mic, o trecu el acolo un preț cât mai mare. O ieșit din magazin și a doua zi dimineața, când s-a deschis magazinul, a venit omul nostru la cumpărături. El știa care sunt produsele de valoare pe care a pus un preț cât mai mic. Le-a luat, le-a plătit și-a plecat. Și autorul acestei întâmplări spunea că asta face diavolul în secolul nostru. Pe lucrurile fără de preț pune o valoare cât mai mare. Și îți va zice, substanțele alea interzise au valoare. Să fumezi are valoare. Să trăiești în flirt. Să te destrăbălezi. Clubul de noapte are valoare. Filmele alea de ochiate. Dar Biblia va zice, diavolul nu mai are valoare. Biserica nu mai are valoare. Să vii la biserică să te rogi. Zice satana, asta are valoare. Să cânți. Să stai o oră și să asculți o predică când poți să vii nu știu unde, să te simți bine. Cum zice românul, trăiește clipa, viața la maxim. Știți, era perioada în care nu prea aveai calculator acasă sau acces la internet. Trebuia să mergi în oraș, la o sală, dacă aveai de trimis un e-mail cuiva. Și am auzit un pastor de la noi din țară, zice, trebuia să trimit un e-mail la cineva în diaspora. Și m-am dus, întâmplare cu ani în urmă, la sala asta de calculatoare să trimită prin computer e-mailul respectiv. Și când intru înăuntru, în sală, la un calculator, în spatele calculatorului, un băiat de la biserică. Zice, mă dau în spatele lui și când îl văd la ce se uita, să-mi pun ambele mâini în cap. Nu-mi venea să cred. Zice, îl mai las un pic și îi dau un așa, îl bat pe umăr. Și se întoarce brusc, speriat și când mă vede, rămâne fără cuvinte. Și îl întreabă pastorul nostru. Fratele meu, ce faci aici? Și și-a răspuns tânăros. Zice, mă uitam și eu cum lucrează satana. Asta fac cei mai mulți. Trec 24 de ore în fiecare zi din viața lor și asistă să uită la cum lucrează diavolul. Și nu mai dau valoare pe ceea ce Dumnezeu a spus că are însemnătate. În seara asta vă chem să ne întoarcem cu inima și cu viața. La cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate fi căutat câtă vreme se poate găsi. Dumnezeu în seara asta te lasă să-L găsești. Dumnezeu în seara asta ți-a vorbit fiindcă este bun și iubitor. Dar și dumneata că în ziua de mâine va fi la fel. Și dumneata că peste o lună vei nu avea șansa de seara asta. Dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu până seara asta. Dacă ai dat doi bani pe Biblie și pe biserică și n-au contat pentru dumneata, în seara asta ți-a ieșit Dumnezeu înainte. Amin.
Și Dumnezeu ți-a deschis ochii să înțelegi ce are valoare pentru El și e moment oportun să iei decizia împăcării cu Hristos. Vă invit să vă ridicați. Că vreau să plecăm capetele. Stăm cu capul plecat, cu ochii închiși. Și aș vrea să întreb dacă în urma mesajului din seara aceasta